Universitatea Valahia din Târgoviște a organizat alegeri pentru funcția de rector. 312 profesori și studenți și-au exercitat dreptul de vot. 10 voturi au fost anulate. La finalul competiției. Laura Gorghiu a obținut 156 de voturi, iar contra candidatul său, Iulianu Droiu, a obținut 146 de voturi. Laura va exercita funcția de rector pentru următorii 4 ani. Din 2012 și până în prezent, funcția a fost ocupată de conferențiarul universitar Dr Călin Oros. Oferta academică Universității Universității cuprinde în prezent, în cadrul celor 10 facultăți, 33 de specializări de licență și 42 pentru master. Școala doctorală oferă posibilități de studiu pentru șase domenii. Universitatea Valahia este deținătoarea calificativului grad de încredere ridicat, cea mai înaltă recunoaștere academică din țara noastră. Printre obiectivele strategice din planul managerial prezentate de Laura Golghiu se numără și adaptarea ofertei educaționale pe baza cererii pieții muncii, internaționalizarea universității, continuarea demersurilor de construcție, și dotarea campusului și promovarea antreprenoriatului.